Bullying-ul este din ce în ce mai frecvent în școli, iar astăzi am să vă prezint un exemplu. Am o propunere pentru tine. Dacă îți dau 25 de lei, aș să copiem la test? N-am nevoie de banii tăi. Să ne ajut pe noi la test. O să plătești pentru asta. Am făcut-o. Uite-o pe Laura. Oare ce-a pățit? Laura, ești bine? Ce s-a întâmplat? Nu, Patrick cu David și cu Xenia și-au bătut din nou joc de mine. Din nou? Da. Așa ceva nu e normal. Trebuie să-i spunem doamnei diriginte. Da, știu. Și mi-am dat toate rugurile pe jos. Hai să închidem. Intră. Bună ziua, doamna Vânzaru. Am o problemă la mine în clasă. Ce problemă aveți, doamna Stanciu? Este o fată care tot își primește bullying. Din ce motiv? Păi niște copii au găsit cear ajutor la un test să copieze, doar că ea nu a acceptat. Spuneți numele elevilor care le contactă părinții. Laura Monceanu, Patrick Nicolae, Boboc și Stenia Vrăjan. Mulțumesc! La revedere! La revedere! Deși, teoretic, există N soluții, schimbarea începe cu noi. Stop bullying!